O să avem nevoie de 250 de grame de făină, 100 de grame de lapte, eu am cântărit totul în grame, 5 grame de drojdie uscată, un praf de zahăr, aici o jumătate de linguriță de sare, circa 5 grame, și 30 de grame de ulei. Și o să începem să punem în laptele călduț. Așa. În laptele călduț, am încălzit puțin laptele. O să punem zahărul nostru. Amestecăm. Adăugăm și drojdie uscată. Așa. Să citiți instrucțiunile de pe cutie, să vedeți dacă se pune direct în făină, drojdia uscată, sau se pune la dizolvat cu puțin zahăr, în lapte călduț sau apă călduță. Și lăsăm să se dizolve aici, așa. Acum, noi vom pune sarea noastră peste făină. Așa. O vom amesteca cu o palețică. Vom aștepta ca drojdia să se dizolve. S-a topit drojdia. Așa, acum o punem aici peste. Amestecăm. Adăugăm și puțin ulei. Și amestecăm așa bine. Așa, acum vom amesteca cu mâna. Adăugăm și restul de ulei. Și frământăm bine. Vom pune pe masă de lucru. Și vom frământa și puteți adăuga făina peste drojdia cu lapte. Apoi zahărul și uleiul și făina o adăugați treptat, treptat și dacă vi se pare că este prea multă, adăugați cât intră sau dacă nu, vi se pare că aluatul, cum am făcut eu, este prea tare, mai adăugați o lingură, două, trei de lapte. Așa, ia uitați aluatul cum a venit. Acum depinde și de făină, cât este de uscată, cât este. Acesta este aluatul. O să-l împăturim așa. O să rupem. Și o să ne facem, o să-l împăturim așa. Vedeți? Așa. Așa. O să tragem așa în sus. Vedeți? Așa, strângem așa puțin. Ia uitați, aici facem codița. Așa, aici avem ciocul nostru. O să tăiem așa puțin.
Aici avem codița noastră. Așa. Ciuful. O să tăiem aripioarele. Una. Și două. Așa. Ia uitați-le. Aici o să punem un ochișor. Și aici altul. Mac. Cu mac. Am să unesc cu mac. Am dat vârful acestui instrument prin ulei. Apoi prin puțin mac. Vedeți? Așa. Și punem așa aici. Și avem primul nostru puișor. Ia uitați. Am aici puțin ulei. Am umezit. Ia uitați. Și punem așa aici. Umezim. Punem. Și punem ochișorii. Așa. Și acum punem totul într-o tavă. Așa. Așa.